Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultima săptămână a lunii aprilie ne va aduce mai multe evenimente semnificative. Sextilul lui Marte și Mercur din 24 aprilie este favorabil activității intelectuale și creatoare, când este necesar să fie activă. În această zi, orice contact condus de o abordare rațională este favorabil. Poți întâlni pe cineva care îți va fi foarte util în viitor, poți îmbunătăți relațiile cu șefii de la locul de muncă sau poți trece cu succes un examen. Noile contacte de afaceri vor fi de asemenea începutul unor noi perspective în domeniul afacerilor și producției. Această zi nu este rea pentru operații chirurgicale, proceduri cosmetice, masaj. Leziunile ușoare sunt posibile cu sportul intensiv, dar nu vor aduce consecințe negative. Soarele în sextil cu Saturn pe 25 aprilie îi va ajuta pe cei cărora le-a lipsit recent calmul, rezistența și concentrarea. Ziua va fi deosebită de favorabilă sferei de afaceri, când devine posibilă realizarea progresului profesional și material. Îmbunătățirea relațiilor cu superiorii sau cu oameni influenți îi va ajuta pe mulți să rezolve probleme vechi, să mute proiectele blocate pe teren. Dar nu trebuie să efectuezi nicio tranzacție imobiliară în această zi, este indicat să refuzi călătoriile pe distanțe lungi, vorbirea în public. Aceasta este o zi bună pentru a avea grijă de sănătatea ta. Cel puțin, orice proceduri de diagnostic și prescrieri pentru tratament vor fi eficiente, deoarece sextilul Soarelui cu Saturn minimizează erorile medicale și diagnosticele sunt corecte. Ziua este favorabilă pentru logodne sau căsătorii cu partenerii mai în vârstă. Un aspect favorabil al lui Marte și Uranus la sfârșitul săptămânii va ajuta pe mulți să prindă curaj și să ia decizii importante în viața lor. În sfera profesională, se vor putea introduce noi metode progresive, ingeniozitatea și originalitatea gândirii vor crește. Tranzitul va avea un efect deosebit de favorabil asupra celor care sunt angajați în industria IT. Dorința de independență și libertate poate fi simțită de Vărsător și Scorpion, care vor fi deosebit de sensibili la influențele reciproce ale lui Marte și Uranus. Venus în sextil cu Chiron pe 25 aprilie poate da unora dintre noi lecții de gândire, o oportunitate de a ajunge la cele mai profunde mistere ale inconștientului. Drept urmare, poți obține o imagine completă diferită a lumii, poți privi multe evenimente dintr-un unghi diferit și poți realiza idei sau scenarii de viață inaccesibile anterior. Reprezentanții elementului foc, berbec, leu și săgetător vor încerca să se adapteze la noile realități ale vieții aproape toată săptămâna, găsind noi perspective și plăceri în ei. Săgetătorii sunt probabil ocupați cu planificarea afacerii, leii cu amenajarea unui nou spațiu și berbecul cu reprogramarea rutinei zilnice. Taurul, Fecioara și Capricornii se vor concentra pe tărâmul romantic, restabilind, îmbunătățind relațiile vechi sau începând activ altele noi. Racii, Scorpionii și Peștii vor avea grijă de sănătatea lor, dar racii vor fi cei mai activi aici. Scorpionii vor prefera să se autodiagnosticheze singuri, iar peștii vor asculta părerile mai multor specialiști, dar este puțin probabil să iau o decizie. Gemenii, Balanța și Vărsătorul vor rezolva în sfârșit unele contradicții ideologice sau religioase, care vor permite acestor semne de aer să capete stabilitate, cel puțin pentru o perioadă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!